capitolul 54 spune exact cum s-a întâmplat, îl rugă postolache. Lămurește-mă odată pentru totdeauna. Nimeni nu-i în stare să vorbească limpede. Fane se holbă. Lăsase totul vraiște, casa descuiată, o cratiță pe foc și plecase nizmene și mai eu, ca să-l lămurească alții ce se întâmplă cu el. Întâi a trecut caracaș. Beat? Ca de obicei. Avea chef de taifas și l-a cam repezit. Nu se supără. Știu, eram pe bina cu găleata în mână. Ce găleată? Mișu asculta cu urechile ciulite de nerăbdare, se bățâia de pe un picior pe altul. Cu var sau coșcovizidurile am dreste în cuiala. Lasă asta, l-ai repezit, deși pe drojdioară și? Păi da. Fane își rostogolea ochii, părea zdruncinat bine. Păi ce? Păi asta e, domn Mișu, după două minute m-am uitat jos și mi-a venit amețeală. Veterinarul stătea de vorbă cu o arătare verde. Ce fel de arătare? Omul clipii a iurit. Nu v-am spus? Verde! Verde, verde! Se enervă Mișu. Ce impresie ți-a făcut? Drojdioară? Aș! Damian! Era Damian? Aoleo! Dumneata ce ai crezut? Că-i fie țoale, verzi, muian, verde, doamne, ferește!" Începu să tremure. Frizerul îl luă cu duhul blândeții. Bre, afane, eu te cunosc, pariez că în clipele acelea erai singurul din oraș cu picioarele pe pământ. Nu, eram pe scară. Dă o naibă de scară, ce ai făcut când l-ai văzut? Mi-a venit amețeală. Am dat să-mi fac semnul crucii și am scăpat găleata. Veterinarul râdea. De ce râdea? Cred că de ăla din verde ajunsese alb. Alb. Păi dacă varul era alb, cum n-ai să fac albastru?" Nările frizerului fremătau. Mirosea aici o descoperire importantă. Toanta aia tânără, poeta, înșirase în tot orașul cădăduse ochii cu un gangster alb și pe deasupra mascat problema dezlegată. Oricum se ieșa din sfera miracolului, îl umplu pe postolache de fericire. Restul întrebărilor le puse de mântuială. Necunoscutul dispăruse după ce-l pocnise întâi eficace pe drojdioară. Un knockout corect. Fane nu-și dădea bine seama ce anume îl determinase să ia o atitudine atât de categorică, însă Mișu și închipuia că îl cunoaște bine pe veterinar. Era în stare, cu glumele lui și intervențiile lui prostești, să scoată din fire și un arhanghel. I-a zis ceva individului? Cine? Drojdioară? Da, de mamă. Aha, vii cu mine la muzeu, neafane, trebuie să le poveste și celorlalți cum și ce s-a întâmplat." Omul realiză în sfârșit că nu are ținuta unde a ajuns de cuvincioasă. Așa, nismene? Așa. Nu pot, domnișu, stai o țără să-mi pună dragii." Se îndreptă spre casă și frizerul își a prins o țigare. Patrula prin fața curții, năpădit de gânduri. Acum știa că el, Mișu Postolache, va fi mediatorul hărăzit să realizeze un contact constructiv între cetățenii din Pe și Damian, că poate readuce liniștea în oraș, că ar fi în stare să o facă la o adică. Gândul îl umplea de mândrie și în același timp îi dădea curaj. ridică ochii spre cer. Doamne, fă să-l întâlnesc pe Damian, să pot sta de vorbă cu el. Apoi, inconștient, începu să vorbească singur. Atunci să te văd, doctore Morogan, atunci să te văd, domnule Dunăreanu. Uite ce a izbuti mișu ăla prostu, mișu fanaticul. Cu drojdioară nu-și punea mințile nici măcar în gând. Peste drum, la o fereastră, se stinse lumina. Capitolul 55 Probabil că, pe Cătălin, problemele conjugale ale cuplului Popescu l-ar fi lăsat cu desăvârșire rece, dacă bunică s ar fi fost ceva mai prudentă. De fapt, în ce constase gafa? Discuta prin iarnă cu Iliuță lista invitaților la o petrecere. Profesorul, cu creionul în mână, schițase masa repartizând musafiri în funcție de anumite considerente. Lângă Vasiliada-și pună pe Atena Dumitrescu. A fost secretarul lui Bărbaxu și bănuiesc că o să le facă plăcere să stea alături. Au ce vorbi. Victorița se uita peste umărul lui. Pe cine pui în dreapta ta? Pe Georgeasca. Urmează Morogan, Mioara Popescu, Dunăreanu. Doamna Munteanu sări se arsă. Te rog, Iliuță, n-am nevoie de scene. Mioara lângă Dunăreanu, nu-ți dai seama. Romic ar fi în stare să ne strângă de gât. Ce spui, frate?" Profesorul își ridicase ochelarii pe frunte și începu să râdă. Tot nu s-a vindecat de prostiile astea zi gelos ca un maur. Asta încă n-ar fi însemnat mare lucru, dar victorița se sizând dintr-o dată că su e în odaie, îl arătă din ochi lui Iliuță. Cătălin cunoștea perfect privirea, plină de miez însoțită întotdeauna de o mișcare caracteristică a bărbiei în direcția sa, adică ai grijă, te aude copilul. De atunci, Cătălin studia se aprofundat problema și ajunsese la câteva concluzii categorice. Întâi, că romica se împotrivește ca scaunul mioarei să stea alături de al antrenorului, fiind dispus în caz contrar să-și strângă bunicii de gât. Fenomenul în sine îl cam nedumerea. De ce ar sări la Victorița și Iliuță și nu la Dunăreanu pe care lura. ura? Hmm, chestia cu ura, Cătălin o înțelegea destul de bine. O încercase pe pielea lui. Îl ura pe Cornel, băiatul farmacistului, din motive pe care nu le-ar mărturisi nimănui, nici ar sperug ca ăia din cartea de istorie. Într-o zi sau alta se va răzbuna cumplit. Își dăduse cuvântul de onoare, iar el unu înțelegea să fie parolist. De altfel, Cornel e un tip imposibil... Așa spune mămica când e supărată pe cineva și cere răstită -o, o țigară, deși tăticul nu are nicio vină, iar pachetul și bricheta sunt alături pe masă. Cornel nu numai că e imposibil, dar e și o nătăfleață îngânfată. Te scoate din fire numai când îl vezi cum face pe nebunul cu tricoul al lui. Mare brânză să ai un rățoi pe piept, chiar dacă îl cheamă Donald și o e când îi dai un pumn. În sfârșit, Cătălin conchise că esențial pentru investigațiile sale era să descopere ce înseamnă gelos și ce e la maur. Aici procedase cu multă abilitate, abordându-l după vreo două săptămâni pe Iliuță, care uitase de mult incidentul. Simplificând definițiile, Cătălin reținu că Maurul a fost un zgârcit intrat în istorie, grozav de supărat pe nevastă sa pentru că a pierdut o prăpădită de batistă. Gelozia însă era un fenomen mai complex. Cătălin pricepuse repede pentru că pe bunicul lui îl trecuseră toate apele explicând. Exact ca atunci când îl întrebase de ce domnul Bou nu este soțul legitim al doamnei Vaci. În cele din urmă însă se declarase mulțumit de bâlbâielile profesorului și trecând de la general la particular, izbuti să-și formeze o imagine limpede a relației Romică-Mioara-Dunăreanu. Dunărea nu era tânăr și chipe și s-ar fi pu putut ca camioara să-i facă vânt lui Romică un urât și un slăbănog. Cătălin intui că a descoperit o chestie logică. Mioara ar fi o proastă dacă n-ar opera schimbul. Ar sta el o singură clipă la îndoială să aleagă între trotineta lui veche de doi ani și bicicleta a lui Cornel? Desigur însă că nu la problemele lui Romică se gândea în noaptea aceea, stând în pijama pe treptele casei și jucându-se cu cinci pietricele albe pe care le le-a și prindea în toate chipurile. Bunica sa era încredințată că doarme dus în mijlocul menageriei lui de catifea. Când îl văzu pe Popescu apărând ochii luciră scurt, pe Romică îl rodea un singur gând, Nevastă s-a aștepta un bărbat. Își închipuia că de debandada stârnită de echipa lui Damian poate constitui un prilej admirabil pentru a primi vizite. Și faptul că însă și Mioara o recunoscuse, îl considera drept un act de cinism și totodată un truc perfid pentru a-l deruta. În clipele acelea, Romică nu mai dădea doi bani pe gangster și asasini. Nu-l mai interesau intențiile lui Damian, gradul de demență sau concepția lui despre viață. Îi era absolut egal ce avea să se întâmple cu târgul, cu omenirea și cu mapamondul. Dorea cu strășnicie un singur lucru: să se convingă de infidelitatea mioarei. Punea atâta sârg în dorința lui, încât îți venea să crezi că asta l-ar face un om fericit. Cătălin se ridică în picioare și îl salută frumos, așa cum îl învățase Victorița. Bună seara, domnule Popescu, ce mai faceți?" Romica n-avea chef de conversație și ar fi trecut ca un bolid înainte, totuși reverența băiatului îl obligă. Îi trecu distrat degetele prin ciuful blond, mormăind. Bine, mulțumesc. Tu? Cum o mai duci?" Mă, cam plictisesc." Extraordinar!" Se mira Iurea Popescu privind în corda geamurile mioarei. De ce să te plictisești, drăguță? Bunicu mi-a interzis categoric să ies din curte de când a apărut domnul Damian. Mi-e frică să nu o pățesc. Ție nu ți-e frică? Nu. Cătălin își examină vârful pantofilor. Pe bunica o doare capul și m-a trimis afară. Îi face rău tapajul. Stau aici singur de două ceasuri. Îi strecură o privire subțire, apoi își coboru ploapele scăpând un suspin. Romică deveni brusc atent. De două ceasuri, spui? Aha, uh -huh. m-am uitat la oameni cum trec pe stradă, unde se duc. Romică început să calculeze febril cum l-ar putea trage de limbă. În două ore băiatul văzuse, desigur, lucruri interesante. Cătălin însă părea dispus să-l ajute singur. Nu știu de ce, nimeni nu are timp de mine astăzi. La cine te gândești dragul meu? Împrumutase un glas despre care și închipuia că e afectuos. Romica Popescu, prietenul copiilor. În realitate copiii nu l-interesau deloc și bănuiala lui intimă era că până la 15-16 ani sunt debili mintali. Știu să spună în ce clasă sunt și dacă au profesor conștiincios de istorie când a domnit Mircea cel bătrân. Adică cine n-a mai avut timp de tine azi? Păi, bunicu, bunica, făcu o pauză. Domnul Dunăreanu, antrenorul, ochii lui Romică scoteau scântei, Cătălin clătină capul. Nu m-am supărat, am înțeles că se grăbește. Unde se grăbea? Nu mi-a spus, a intrat în curtea dumneavoastră. Cum? Pe poartă. A deschis-o și a intrat. Era lumina afară? Nu, se înserase, de-abia l-a recunoscut. Nu știu de ce se furișa. Se furișa? Și? Și ce? Ce s-a întâmplat după aia? După aia niște antimioara n-a mai vrut să stea la fereastră. Știți, mai discutam una alta, ne distram de minune împreună. Ascultă, băieța, și te-ai uitat bine? Cum adică să mă uit bine? Ești sigur că Dunărea nu a intrat la neva, vreau să zic, la mine în casă? Cătălin ridică din numeri. Eu știu că a intrat în curte. Tantimioara a închis geamul și a tras perdelele. A închis geamul și a tras perderele. Ați obosit, domnul Popescu. Așa gâvâie bunicul când dă cu aspiratorul." Inima lui Romică bătea să-i spargă pieptul. Intră în curte cu părul făcut vâlvoi. Cătălin își frecă mâinile încântat. Capitolul 56 Vecinaliei Georgescu era o persoană fără vârstă, cu ochi tulburi albaștri și un păr roșu care înflorea nimb, în jurul capului. Printre buclele sărace se întrezărea perfect conturul craniului, însă din motive necunoscute, femeia refuza să poarte perucă. Din potrivă, frecventa asidu cu aforul, iar la ea acasă era imposibil să o vezi până la 5 după amiaza, fără bigudiuri, metalice, subțiri cât o macaroană și aducând a instrumente de tortură, peste care lega un voal violet. Chipul, tipic sepulcral, era moale fără contur precis de un albumed. Mulți din oraș evitau să o privească în față. Trăia din expediente. Dintre toate, cel mai rentabil rămânea ghicitul în palmă, cărți și aburi de cafea. Nimeni nu s-a plâns vreodată că în pena IVI ar fi dispărut cu desăvârșire. Își ascundea îndelednicirea sub firma unor lecții fictive de limbi străine. O chema de fapt Elisabeta din considerente de ordin comercial, profesa sub un nume mai exotic, Aprilia. Când se plictisea, diriginta poștei o invita la o prăjitură și un șpriț de vin cu Pepsi. Cărturea sa își întindea cărțile, iar Lia o asculta cu același zâmbet înfipt în colțul buzelor. Nu cred o iotă, dar ce spui mă distrează grozav. Atena Dumitrescu, în schimb, îi acorda credit total. Constatase că Aprilia vorbește curent două limbi străine și de aici, urmând o logică nedeslușită, ingerase fără să crâhnească toate celelalte povești. Ghicitoarea au și inventase o biografie extravagantă. Cea mai mare parte din întâmplări se consumau în peisaje stranii. Peștera unui schimnic autohton, mult mai târziu avea să afle că tipul era căutat de miliție pentru proxenetism, corăbii de contrabantiști, chilia unui călugăr benedictin sau un palas din Las Vegas. Doamna Dumitrescu își dăduse de câteva ori în cărți și o coincidență bizară, plus anumite rotunjiri inconștiente, o determinaseră să creadă orbește în profețirile cărturăresei. De aceea nu consimțise niciodată să-și arate palma. Accepta doar prevestiri în legătură cu viitorul apropiat, adică atât cât pot desluși cărțile. În palmă însă era încrustat destinul. O cuprindea spaima numai la gândul că îi s-ar putea dezvălui o perspectivă teribilă. Stătea în salonașul ei lângă fereastra deschisă, comentând întâmplările din oraș. Deși era o noapte extrem de caldă, doamna Dumitrescu tremura. Ținea cu amândouă mâinile un pahar de ceai fierbinte. Inelul subțire cu un opal și verigheta zângăneau pe sticlă. Ghicitoarea fuma privind-o atent. În general, părea destul de calmă. Vă admir, sincer, oricare femeie în locul dumneavoastră făcea un atac de cord. De Departe n-am fost în orice caz, suspina Atena Dumitrescu. Mă tot întreb câți complici o fi având. Ce importanță are? Are, unul sau zece nu e același lucru, Aprilia clătină din cap. Un fapt e sigur. Nu dumneavoastră constituiți obiectivul lor. Mai precis, nu numai dumneavoastră. Vrei să spui că... Ghicitoarea o privi țintă. E ciudat totuși, declară Atena Dumitrescu. Pentru mine aptitudinile dumitale supranaturale constituie de multă certitudine. Cum de n-ai prevăzut nenorocirea care se va abate asupra orașului? Buzele apriliei se lățiră. Se vedeau două crocheturi ancorate pe caninii superiori. Nu vreau să par interesantă. N-am avut o viziune clară, precisă. Dar există un amănunt care m-a izbit chiar de la sosirea mea în această localitate. O viziune tulburătoare. Am meditat ani de zile zadarnic. Ce viziune? Întrebă sufocată Atena Dumitrescu. E, în sfârșit, e mai bine să nu discutăm. Te rog foarte mult să vorbești. În asemenea momente limită, nesiguranța e cea mai rea. Vă rog să renunțați. Vreau să știu. I se păru neașteptate că obrajii cărtură resei alunecă. Se cutremură auzindu-i glasul uscat. Foarte multă lume din oraș a trecut pe la mine. Am văzut deci zeci și zeci de palme. Și? Toate seamănă. În ce sens? Linia vieții e întreruptă, brusc de o întâmplare tragică. Acum știu despre ce-i vorba. Bănuia și Atena Dumitrescu. Întrebă totuși cu inima Ghem. Ce trebuie să înțeleg? Același eveniment fatal va curma în același timp viețile murtor localnici și toți vor muri în aceeași zi. Atena Dumitrescu simți că îi îngheață sângele în vine. Nu se poate! Nu cred! Nu vreau să cred! Aprilia declară Sibilinic. Important nu este ceea ce credem sau ceea ce dorim noi să credem. Existăm ființe mizerabile la mersiul altor forțe. Ați trecut prin atâtea nenorociri, soțul dumneavoastră a murit când erați încă tânără. V-a întrebat cineva dacă vă convine situația? Pe Dumnezeul meu, gândi Atena, aș fi știu ce să-i răspund. Dacă aș fi rămas văduvă cu măcar zece ani mai devreme, viața mea ar fi fost alta astăzi. Rostind o doară, nevoia să-și audă glasul. Trăim într-o lume civilizată. Probabil că nu de ajuns. Se uita la chipul bătrânei. Devenise alb, buzelei zvâcneau. Îmi pare rău că am vorbit. Așadar, întreg orașul în aceeași zi. N-am zis întregul oraș, unele persoane. Și dumneata, și eu. Zâmbi Aprilia cu o resemnare care bătrânei îi se păru magnifică. Își deschise palma și o împunse cu unghia. Scrie aici. Doamna Dumitrescu închiți în sec, abia mai sufla. Și eu? Nu mă pot declara înainte de a vă vedea mâna. Da, poate e mai bine să nu o văd. Cum adică? E posibil să am alt destin separat? Firește! De pildă unii lipsesc din oraș, Cine știe ce împrejurări speciale vor putea feri de o nenorocire? Bătrâna ținea pumnul încleștat la spate. Îi era parcă teamă ca ghicitoara să nu îl descleșteze cu forța. Simți însă că nu mai rezistă. Fie ce-o fi, trebuie să știu. Își deschise brusc palma. Capitolul 57 Iliuță Munteanu se ciocni aproape nas în nas cu Întrebă mașinal. Ce faci? Antrenorul ridică din numeri potrivit, aștept Kenzina. Celălalt neaten se interesă scociorând întunericul. Aici? De ce nu? Se hlizi Dunareanu. Da, așa e. Ai dreptate. Ai fost la Popești? Antrenorul îl privi sincer uimit. Ce naiba să caut la Popești? Mă gândeam că întâmplător ai aflat ceva despre Romica Popescu. Ce-i cu Romica? Nu știai? A dispărut. Preciză înfrigurat, se presupune că cineva l-a luat prizonier. Prizonier? Se holbă Dunăreanu. Cine dracu l-a luat prizonier? Nu bă, nu ești? Uite ce e, nene, nu vreau să te jignesc, sunt un timp pașnic, dar am așa o senzație în organism că nu spriește umblatul cu capul gol prin soare. Iliuță, nu cântării detașarea antrenorului. Se comporta lejer ca și cum s-ar fi întâlnit în circunstanțe normale ale altăieri sau săptămâna trecută izbucni iritat. Pe ce lume trăiești? Orașul e invadat de bandiți. Au loc ciocniri violente la fiecare pas, suntem un pericol de moarte. Nu vrei să te conduc până acasă? Trezește-te, domnule! Bine, bine, las-o așa. În P nu existau prea mulți oameni față de care Dunărea să se poarte reverențios. Pe Iliuță Munteanu însă, în general, îl menaja. Îi impuneau vârsta și calitatea individului. Nu întâlnise încă un bărbat mai cum se cade. De data asta, însă, simți că nervii îl depășesc. Formidabil! Așa gândesc și eu. Asta nu mai e ora și e ospiciu. Ce bandis, ce pericol v a sonat? Scuturați-vă, nei, că nu o țineți așa asupra nopții. Într-un fel ai dreptate, va fi o noapte grea. Îl măsură lung. Va să zică dumneata pui la îndoială mărturiile unor oameni de bună credință. Aha! Uh -huh contrazici un oraș întreg. Profesorul nu fusese în viața lui atât de enervat. Emoțiile acumulate răbuvnire acum la suprafață cu o violență neașteptată. Țipă cu o voce strangulată. Toți suntem nebuni, toți, martori și victime, iar dumneata ești singurul normal. Dumneata și, bineînțeles, doctorul Morogan. Nu vreau să scalific atitudinea. În cel mai fericit caz m-aș gândi la irresponsabilitate. Dunăreanu îl examină perplex. Ce ți-am făcut, nene? Ce aveți cu mine? Întâi se ține limbricul la micu scai de capul meu și nu pot rău lui să intru la damă? Ai fost totuși la popești. Ce popești care popești a scăpiat? Dă când o cheamă pe copca de la cec popescu. Așa de simpatie că stă în curte cu ei? Pormă nu sca bine de puști că mai abunică sunt șuturi. Ăsta după ce mă stropește cu gudron, tot el să supără pe mine. Du-te, domnule, să vezi cum stai cu Wassermanul. Și dacă vrei un sfat, el și pe la micu. Orașul e invadat și e dumit ți-arde de idile. Cine te mințit, merg pe concret. Se liniștise. Liuță muntan în schimb, spumega. Conduita dumitalei pur și simplu revoltătoare. Sărută de mâini cu Victorița, când toată obștea a și pe săptămâna trecută. Capitolul 58 Responsabilul noului supermagazin alerga din răsputeri, abia părăsise localul muzeului și constatase că e urmărit. După viteză și călcătură, caldarâmul părea atins de picioare de pisică, înțelese că hingherul e unul din mercenarii lui Damian. Când trupul lui fu inundat într-o lumină țâșnită brusc din întuneric, în mintea responsabilului nu mai stăruie niciun dubiu. O luă la goană înnebunit de frică, traversă corso și încercă să-și deruteze adversarul, sărind un gard scund de piatră. Avea certitudinea că celălalt e la un metru în urma lui. Continuă să alerge iepurește fără să privească înapoi. Nimici un rondou de trandafir, nimeri cu capul într-o frânghie plină de rufe puse la uscat, nu se lăsă însă demobilizat și, descotorosindu-se greu de un maieu, un ciorap și o pereche de izmene ude ajunse în spatele clădirii. Cunoștea casa un cuib de piatră galbenă construit de Ionescu, proiectant la uzină. De zid era rezemat un butoi. Responsabilul avusese toată viața idei strălucite. Nu ezită, deci, și sării înăuntru. Zeama de varză se, se revărsă științific, în conformitate absolută cu principiul lui Arhimede. Capitolul 59 Încă 50 de centimetri și avea să ajungă la liman. Vlad Șoimu, directorul bibliotecii și președintele cenaclului literar, îi simțea spinarea ferfeniță, mușchii picioarelor, aricuri solicitate la maximum, gata să cedeze. Cățăratul îi luase mai mult de un ceas, procedând în felul următor. Își rezemase șalele de piatră colțuroasă a puțului, apoi, ajutându-se de mâini și picioare, își săltase puțin câte puțin trupul. Gâfâind, încleiat tot de verdeață văscoasă, izbuti în sfârșit să-și agațe palmele însângerate de buza fântânii. Respiră adânc, dând ochi cu priveliștea familiară. Strada era liniștită. Fane, gospodarul care scăpase găleata cu vopseaua în capul necunoscutului îmbrăcat în verde, se furișa spre casă. Inițial voise să meargă la muzeu cu frizerul, dar, fără a fi un bărbat cu multă imaginație, se cam ce l-aștepta și se răzgândise. Urlete, tevatură, zvonuri contradictorii. Dacă un mișu postolache, insul cel mai informat din târg, nu izbutește să-i explice ce se întâmplă la o adică și de ce s-a smintit o lume, ce să-i mai descâlcească proștii ăi I se făcuse și foame. Să mănânc un bou, auzi? Un bou! Și acesta i se părea un motiv mai mult decât justificat ca să se întoarcă în bătătura lui, să-și vadă de necazurile lui. Mănânc zdravă și pormă mă culc. N-au decât să bată în capete și fără neafane. O priveliște ciudată îi tăie respirația. Din fântâna lui Vodă Grigore ieșa un cap. Sub reflectorul puternic al lumii, lunii, ți-asta avea un luciu metalic. Fane, stupefiat, încercă o revelație. Bandiții ăștia lui Damian nu se ascundeau în târg cum își închipuiau fraierii de la muzeu, ci sub pământ. Își aminti de un film american, poate franțuzesc, în care gangsterii spărgeau o bancă ajungând în pivnițele ei prin rețeaua de canale. Iete, domnule!" își zise, nu fără oarecare admirație, se deteră dracului și ai noștri!" Au deprins ceva tehnică. Fane nu stătu nicio clipă la îndoială. Smul o ulucă din primul gard și se apropie pe nesimțite de fântână. Las că ți arăt eu. Își suflecă mânecile, scuipă în palme, apucă zdravă cu uluca amândouă mâinile și izbi o în capul tatălui, în... și o zbi odată în numele tatălui. Capul pierii instantaneu. Fane râse încântat și înjurând minuțios șmecherul subteran, se lăsă pe iarbă, hotărât să aștepte toată viața lângă fântână. În fundul fântânii, cu apa până la bărbie, Vlad Șoimu se întrebă Năuc. Ce naiba mai fu și asta?" Trase adânc aer în piept și începu din nou să se cațere. Capitolul 60 Olimpia, dragunțele, se lasă puterile, ștergând zidul alunecămoale pe o bancă. Vedea chipurile celorlalți ca prin ceață și își apăsă puternic ploapele la rădăcina ochilor. Ca întotdeauna când era tulburată sau emoții prea puternice frângeau monotonia zilelor searbăde, simți nevoia covârșitoare să doarmă. Gândul însă că ar putea o cuprinde somnul aici, între atâția străini o ripila. Se știa penibil în intimitate, disgrațioasă până la repulsiv, încă dinainte de a fi împlinit 30 de ani, și nu acceptase niciodată să împartă cu altcineva o cameră. La hoteluri plătea voluntar al doilea pat, evita stațiunile aglomerate, sforă ea, și pe acesta îl considera drept amănuntul cel mai vulgar al personalității ei, a sudat din gros, vară și iarnă, lupta din tinerețe cu o colită de fermentație. De rușine, o podidiră lacrimile. Se văzuse dintr-o dată așa cum arăta acum. O prezență dezgustătoare și leampătă, cu moțul pus pe bigudiuri și ochii uleioși din pricina proculinului. Prin papucii se vedeau degetele și călcâiele neîngrijite, capotul dubios n-avea nasturi și era prins în două ace de siguranță, buzunarul descusut spânzura trist ca o ureche de cocăr pe cel bun de 550 de lei matlasat, îl ținea bine împăturit într-o pungă de plastic pentru situații excepționale care n-aveau nimic de-a face cu vreo sărbătoare. Doamne, ferește o boală, chemi un doctor sau trebuie să te internezi de azi pe mâine. Mă duc, spuse ridicându-se a nevoios. Iliuță Munteanu o privi nedumerit și profesoara preciză. Mă duc acasă. Ce-ți veni? Se interesă Lia Georgescu. Nu ți-a ajuns un șoc? mi trebuie să mă culc. Fii serioasă, cucoană, interveni epigramistul. Vine ăla peste dumneata. Domnul cu papion interveni practic. Trebuia în ființa atunci un post de prim ajutor, vezi? La asta nu m-am gândit. Te poți întinde aici, propuse Iliuță Munteanu. Olimpia Dragu scutură violent din cap. Hotărât nu. M da, Făculia Georgescu cercetând-o cu atenție. Era singura care, fără să fie vreo subtilă, intuia rezervele o Olimpiei, când va fuseseră destul de intime și îi cunoștea maniile. Profesoara nu suporta să stea în furou, nici măcar la croitoreasă, se îmbrăca de gata și nimeni din oraș nu-și amintea să o fi văzut vreodată altfel decât cu bluze bine închise la gât și mâneci lungi. E riscant, foarte riscant, șopti diriginta, nu te sfătuiesc. Olimpia Dragu dădu din numeri. Ei și... Trecuseră doar trei sau patru minute de atunci, acolo, pe banca lustruită, avusese revelația. Straniu, în prima clipă, nu esența adevărului dezvăluit o năucise, ci violența fenomenului, neașteptatul, acel dintr-o dată. Da, Dintr-o dată, cu o luciditate și un bun simț care nu erau proprii, cu prințese coordonatele reale ale unei vieți mărunte, fără sens, egoistă și avară, consumată între cataloage și consilii pedagogice, unde, socotindu-se dreaptă și incoruptibilă, se dovedea doar meschină și intolerantă își revăzut vacanțele lipsite de bucurii, era singura din cancelarie fericită când se reluau cursurile, duminicile triste, neînsuflețite, nici măcar de trilul unui apel telefonic, casa pustie unde poștașul nu suna niciodată. Ultima scrisoare o primise în 55. Un fost elev care pe patru pagini așternuse strâns, îi comunica opiniile lui despre un dascăl cu certă vocație de gâde crudă, tiranică, lipsită de orice trăsătură umană. Simțindu-și picioarele moi, îl căută din ochi pe Vespasian Duma. Tu nu vii? Stăteau aproape, îi despărțea o singură casă. Albinosul își scutura atât de prompt mâinile și capul, încât Lia Georgescu, în ciuda încordării, nu-și putu stăpâni un surâs. Nu înțeleg să-mi asum riscuri inutile. Ăia sunt un armat și puși pe masacru. Eu n-am nici măcar o praștie. Iar la tine e vorba de un moft. Îți eliberăm o bancă, poți foarte bine aici. Olimpia își plecă obosită privirea. Se îndreptă spre ieșire fără să mai audă ultimele cuvinte ale lui Duma. Domnul cu papion să-și în picioare, netezindu-și reverele hainei. Vă însoțesc eu, stimată doamnă. Vă aflați într-o ținută specială. Știți, neglijeul e de natură să învioreze unele naturi mai primitive. Ipoteza unei Olimpia Drago asedia, asediată de apetituri virile stârni zâmbete ucigătoare. Profesoara le remarcă, dar acum nu-i mai păsa de nimic. Epigramistul interveni. Vezi, nene de treabă, ți s-a făcut de un șpil hozen de brad?" E ciudat," declară bătrânul, dar constat că foarte multe din cuvintele pe care le folosesc tinerii de azi eu nu le înțeleg." În fine, la revedere, domnilor, și pe curând!" Sper să vă aduc vești interesante." Bravo lui!" comentă Iliuța Munteanu. Are curaj!" Epigramistul dădu din mâini. La vârsta lui se să te crezi și dumneata Garibaldi sau Jean d'Arc." Iliuță oftă. Ce meschin sunt oamenii!" Rezemați-vă de brațul meu, doamnă!" Olimpia surâse, ostenit, aproape recunoscătoare. Nu se simțea sigură pe picioare, avea impresia că în următoarea clipă se va prăbuși. Contactul cu haina bătrânului îi trezi alt gând dureros. Se afla prima oară la brațul unui bărbat. Părea absurd, de neconceput, dar în 54 de ani nimeni nu se oferise vreodată să o ajute, simplă gentilețe camaraderească, nimeni nu încercase dorința într-o noapte viscolită de ianuarie, ori se rimbujorate de mai s-o simt alături. Un suspini se smulse de pe buze, și bătrânul o bătu încetişor pe mână. Nu trebuie să vă fie teamă." Profesoara făcea eforturi să se stăpânească. Glasul îi răsună totuși tremurat. Vă mulțumesc, sunteți nespus de amabil." Avem cu toții datorii robștej, nu-i așa?" Aerul este într-adevăr minunat. Ar trebui să mă plimb mai mult în cursul nopții." În realitate, moștenim o sumedenie de superstiții." De ce? Adică să nu-ți faci promenada la miezul nopții sau chiar mai târziu?" Dacă asta îți spune ceva, poate că aveți dreptate. Orbe că iau nesiguri pe strada întunecată. Undeva, în apropiere, cânta un cocoș. Scuzați-mă, rostit domnul cu papion, n-am reținut adresa dumneavoastră." Nici nu i-am spus-o," reflectă mecanic Olimpia Dragu. Ajungem imediat, prima stradă după colț." Bătrânul, în dispoziție filosofică, continuă să mediteze. Din păcate ne cunoaștem foarte puțin unii pe alții. Nu știu dacă faptul se datorează unei interiorizări excesive sau altor cauze. Bunicul meu își cunoștea toți vecinii pe o rază de 50 de kilometri, iar unchiul mare, generalul, numele tuturor subordonaților până la ultimul oștean. Eu și Chicotii, amuzat de descoperire, nu știu nici măcar cum îl cheamă pe vecinul meu de apartament, deci locuim de 5 ani împreună. Mă refer la numele cel mic, evident, deși nici în legătură cu celălalt nu sunt prea sigur. Coroiu? Cioroiu? Sper să nu fi băgat de seamă și să se fi simțit afectat. Am oare să fiu dezagreabil, știți? Consider politeța drept un factor indispensabil al vieții sociale. oh, am și ajuns. Regret, compania dumneavoastră este atât de reconfortantă. Vă mulțumesc, șopti Olimpia Dragu. Pentru nimic, tutuiță, pentru nimic. Ca să mă întorc în centru, trebuie să fac la stânga, nu-i așa? La dreapta. A, da, perfect, să mâinile. Deci la dreapta. Își scoase pălăria și se îndepărtă pe picioare lungi, uscate, puțin nesigure. Olimpia Dragul urmări cu privirea, în capătul străzii, domnul cu papion ezită cu câteva clipe, apoi o luă la stânga. Zvon de glasuri opri inima profesoarei. Se agăță de ulucile gardului, lipind umbra unui stejar. Doi necunoscuți trecură aproape în goană prin fața ei, fără să o observe. Hudubaia trebuie să sară în aer la fix. Vezi cum o sucește, chestie de secunde. Sunt mulți elevi înăuntru. Vreo 80, fii atent după aia. Restul cuvintelor se topin în întuneric. Olimpia Dragu, îngrozită, își duse mâinile la gât. Au dinamitat liceul, Capitolul 61 Responsabilul supermagazinului oscila între două hotărâri. Să scoată capul din butoi pentru a putea respira, înfruntând riscul unui glonț sau mai autohton al descăpățânării, banditul îl căuta printre poloboace, sau să moară într-un mod mai puțin obișnuit, înnegat în zeamă de varză. Pașii individului se auzeau distinct în apropiere. Respira adânc și se scufundă. Responsabilul era cunoscut pentru ideile lui absolut geniale, care îl străfulgerau totdeauna când intra la apă. Și de asta dată, soluția țâșnii limpede. Pipăi ivrana butoiului și, după câteva încercări disperate, reuși să împingă cepul. Capitolul 62 Mircică Panait, cel mai puțin chipeș bărbat din P, în comparație cu el, localnicii considerau pe Postolache și pe Romeo Popescu adevărați artiști de cinema, se întorcea cu sufertașul gol de la mătușa lui, o doamnă în vârstă care de câțiva ani nu trea un interes modest pentru tot ce se petrecea în jurul ei. Conversa mai ales cu persoane de mult dispărute, având avantajul de a nu fi contrazisă niciodată. În două cuvinte, ducea o viață liniștită, Plină de demnitate, închinată meditației asupra trecutului, curat ca lacrima după cei 25 de ani petrecuți prin diferite penitenciare pentru atac la drumul mare. Cunoștințele ei presupuneau că ar fi ajuns la concluzii importante, dar din discreție nu le împărtășea nimănui. Nu însă despre ea este vorba. În legătură cu Mircică Panait, doctorul Morogan, care avea o vocație certă de a prospecta cu tot din adinsul răul în cugetele semenilor săi și talentul special de al descoperii, descoperi, obișnuia să afirme. E mai mult caragios decât urât. Când îl vezi, începi să râzi. Te simți prost pentru că bietul Mircică știe de ce râzi. Dar asta te determine oricât de puțin pervers ai fi să râzi și mai al naibii. Are cam un metru jumătate și un nas pentru un bărbat de trei ori mai înalt. Partea neplăcută este că nasul ăsta se vede de pretutindeni. Cum să mă exprim ca să mă înțelegeți? Obișnuit, dragă, uneori mi se întâmplă să mai pricep câte ceva, replicase drojdioară. Te fălești! Dacă ipoteza ți aduce vreo ușurare, n-am nimic împotrivă. Oricum, chestia nu e esențială. Bagă textul mai departe, flăcău. Din orice parte l-ai privi, continuă medicul vagamețit, Chiar și din spate. Îi vezi ca stravetele l a furisit. Deștepții din oraș pretind că poți agăța pe el como cinci umbrele. În fine, nu știu cine, n-ai a mințit că i sta bine cu mustață. Numai că nenorocitul nu s-a mulțumit cu orice mustață. A vrut una fâlfâindă. Acum când te uiți la el ai impresia că nasul ăla e gata să zboare. Restul nu mai contează, sunt amănunte pe care le-ai putea trece cu vederea dacă nu ești prea pretențios." urechi ploștite, pantof numărul 44 și mâini puțin tel cam lungi. Poate ridica ceva de jos fără să se plece. Sexy gagiul, se hlizise veterinarul. Ce dracu nu pricep e cum de nu l-am întâlnit niciodată. Ei, nu bate cârciumile. Deci un povră ipochimen neinteresant. Depinde din ce punct de vedere privești problema. Bărbatul e un înger, aș putea să vorbesc o săptămână despre sufletul lui singura chestiune care contează la urma urmei cu adevărat. Dacă zici mă tacoane, așa este. Mă scuz, doctore, dar tare mi-e teamă că te înșeli. Floarea de cartof, dacă o încurc, te rog să mă corectezi, botanica nu-i partea mea cea mai tare, floarea de cartof, ziceam, de un fruct bogat în vitamine și altele asemănătoare. Și totuși ne dăm în vânt după la punem în glastră crizanteme, suntem fericiți când înfloresc bujorii. Unde-i logica?" având de ales între diriginta poștei harnică, excelentă gospodină, dar cu aspect de tambur major și mioara Popescu, pe care nu interesează nimic și nu îți deosebește aspiratorul de un turboreactor, în schimb arată așa cum arată, câți bărbați din târgul ăsta ar alege-o pe Lia Georgescu pentru calitățile ei. Ți se pare normal? Drojdioară și turnase un pahar plin. Tăticu, nu eu am făcut lumea toată, șmecheria e suiei, așa cum se prezintă, poză neretușată, fiindcă toți suntem la pilde, cunoști ființă mai pură, mai al dracului de virtuoasă, mai harnică și mai intrasigentă decât Olimpia, dragu? Ești liber, nensurat, văd că apreciezi calitățile fundamentale. De ce nu ceri în căsătorie? Sunt gata să aranjez trampa, n-ai decât să spun singur cuvânt. fag gros de vin și pân' la ea o țin într-o goană. Morogan începuse să râdă, grăbindu-se să bată în lemn. Poate că ai dreptate. Sută în sută, monșer, trăscă un face creierii agil și pe chestia că ți-a însuflat secretul, mai dă o baterie. Pe urmă discutăm că vrei matale despre amicul Mircică. Domnule, individul e monumental. Se duce în fiecare seară la mătuși și să-l întâlnesc când mă întorc de la contravizită. Îi cară de mâncare, îi deretică prin o daie, ba, îi face și conversație un ceas, două, deși arde de nerăbdare să ajungă cât mai repede acasă. Roșoricuța noastră, aș, e un colecționar pasionat. Timbre? Dopuri. Troșdioară se holbase, crezând că n-a înțeles bine. Dopuri?" Da, domnule, dopuri. De ce n-ar colecționa omul ce face plăcere? Ți se par mai inspirația cu fluturii sau cutiile de chibrituri? M-ai invitat odată la el, are o colecție de toată frumusețea. Cepuri de butoi, dopuri de șampanie, dopuri din pluta cea mai fină, dopuri de plastic cu striații pe orizontală, vertical sau oblic, dopuri la pone și chinezești, dopuri de ploscă și bidon." Ce mai mii de dopuri, te și mir de unde n-ai bale cu lege. E limpede, încep să cred din ce în ce mai serios că sunt singurul bărbat normal din urbe. Mirci Panait, contabil principal la uzina de avioane, intrase în concediu, își petrecuse în mod agreabil dimineața, inventariindu și colecția și către prânz se dusese la mătușii sa. Nu discutase cu nimeni, așa că habar n-avea ce se întâmplă în oraș. Bătrâna nu se simțea bine, în consecință, Mircică zăbovise urnindu-se spre casă după ce se lăsase întunericul. E foarte probabil că la ora aceea, 10, poate 11 seara, contabilul să fi fost un bărbat fericit. Primise din sighetul marmației, de la un confrate la fel de pătimaș, un lot nou de dopuri și ardea de nerăptare să le sorteze. Fredona în gând, te aștept seară în cișmigiu, când odată scăpă sufertașul și rămase încremenit. Un tânăr zvelt cu o pușcă în mână ștergea zidul locuinței profesorului Munteanu. Sări elastic gărdulețul de piatră încropciat în fier forjat și dispăru înghițit de întunericul grădinii. Mirci Panait reacționă spontan și absolut identic cu ceilalți locuitori din P care avuseseră șansa unor astfel de întâlniri. O luă la fugă cu părul făcut măciucă. După socotelile lui, gonise cam 10 minute fără să îndrăznească să se uite în urmă. Când simți că nu mai are suflu, năvăli în curtea lui Tănase, magazioner la cantina liceului și se ascunse după cotețul de găini. Tănase stătea la pândă. În mai puțin de două săptămâni dispăruseră un cocoș, patru puici pe strițe și o rață. Investigațiile civilizate printre vecini, care se soldaseră cu patru coaste rupte și trei perechi de ochi învinețiți, nu îl duseseră la niciun rezultat și ajunsese la concluzia că hoțul trebuie prins în flagrant delict. Voia, de fapt, să-i spună câteva cuvinte, bine simțite, iar după opinia multora, omul n-avea pretenții nesăbuite. Ciuli urechea. Cineva sărise în curtea lui, nici măcar nu se ferea. Uite al dracului! Bombăni! întra aici ca în târla lui taică său. Îl așteptă să se apropie de poiată. Dintr-o dată, Panaiț se simți de ceafă și înainte de a avea timp să spună frumos bună seara, încasă doi pumni îndesați în cap. Aceasta, după cum a avut prilejul să constate imediat, fusese doar o introducere amabilă. Primi atenții, la fel de duioase în burtă, plex, ficat și rinichi. Cel mai greu însă pricepea Mircică interesul pătimaș al dușmanului pentru urechea lui. Ținea cu tot din adinsul să-i o smulgă și judecând după intensitatea eforturilor, magazionerul părea fi o faptură încăpățânată. Când scăpă cu chiu cuvai din mâinile namilei, Mircică nu se simțea mai lămurit ca la început. De-o mai da ăsta ia mangăinile noastre să-mi spui cuțu!" Tănase își freca brațele satisfăcut. Nevastă să a șterse farfuria și o băgă în raft. Nu era o femeie din calea afară de curioasă. Deși auzise zgomot în curte, nici măcar nu se apropiase de fereastră. Întrebă într-o doară. L-ai recunoscut? Cine era? Alen Delon, la frumosul de la contabilitate, ai fi zis? Nu. S-o umfle pe moțată, auzi? S-o umfle pe moțată. De? Uite, uite așa să uita la ea, fă! Tu n auzit ce zisei? Am auzit. Dar n am mai apucat tâlharul. Dacă n-a apucat, e bine. Mama lui de pe zevenghi, acul să Când eu mai arde de friptură pe gratis să-mi spui... Știu, îl întrerupse nevastă să căscând. Cuțu. Capitolul 63 Romica Popescu reflectase prea multă vreme la clipa când se va încredința în sfârșit de infidelitatea Mioarei, pentru că nu știe cum trebuie să procedeze. După ce l-abandonă pe Cătălin, începu să alerge. Ajuns însă în apropierea casei, își domoli pașii, încercând să calce fără zgomot. Privi ferestrele întunecate cu inima străpunță de un sfredel. Apăsă ușor clanța. După cum se așteptase, ușa era închisă. Romica se strecură în hambar, pregătise de mult o scară. O scoase cu ușurință și, fără cel mai mic zgomot, o rezemă de zid și urcă treptele agil ca o pisică spre admirația lui Cătălin, care îi urmărea exchibițiile cu o curiozitate pur tehnică. Pășind atent pe Olane, Popescu ajunse la ferestruica capodului, lăsată totdeauna deschisă în vederea aceluiași scop, înlăturarea obstacolelor din drumul spre descoperirea adevărului material. Etapele itinerarului corespundeau matematic cu ceea ce preconizase de ani de zile. Își trecu picioarele peste pervaz și dispăru înăuntru. Capitolul 64 Nu încăpea nicio îndoială. În fața ei, la mai puțin de 2 metri, în cămară, se afla un bărbat necunoscut. Victorița Munteanu și-a stupă gura cu palma, oprindu-și țipătul. Banditul stătea întors și, după toate semnele, habar n-avea de prezența bătrânei. Se auzea doar un gâlgâit constant, greu de identificat. Omul părea că ține capul pe spate, în timp ce brațul puternic, îndoit din cot, se ridica încet. Se răsuci ușor și Victorița a avut posibilitatea să constate stupefiată că individul consumase toată sticla de șliboviță, păstrată pentru gripele lui Iliuță. Capitolul 65 Mircică Panait nu era ceea ce se numește în mod cotidian un tip slab de înger. Există martori dem de toată încrederea care l-au văzut descurcându-se bărbătește în situații grele. De pildă, atunci când s-a trezit cu un șoricel în cadă, care în locul lui se urca pe masă, telefona la pompieri sau găsea un truc asemănător. În definitiv, totul e în funcțiune de fantezie. Mircica, mai original, astupase baia cu o scândură și nu mai dăduse pe acasă până când vecinii nu-l încredințaseră că Ligioana capitulase. Incidentul cu Tănase însă îl descumpănise în asemenea măsură, încât îi era imposibil să-și reamintească itinerarul parcurs. Știa doar că sărise trei garduri, lăsând o mânecă într-un boschet de mărăcini și că pierduse cu același prilej toți nasturii. Acum își ținea pantalonii cu amândouă mâinile, încercând să ghicească a cui era curtea în care nimerise. Un câine dezvoltat și posac din fire îl lămuri. Se afla printre acareturile lui Vlad Șoimu, președintele cenaclului literar. Saltul dulăului îi stimula apetitul pentru sport. O rupse la fugă, sărind cu capul înainte peste zidul curții. Abia dincolo, în vreme ce încerca să-și pună gâtul într-o poziție cât mai normală, înțelese că bilanțul se prezenta dezastruos. Pantalonii lui de duminică rămăseseră între dinții câinelui. Capitolul 66 Mai târziu, când Atena Dumitrescu găsi vremea să se gândească în liniște la întâmplările prin care trecuse, trebuie să admită că noaptea aceea cumplită, cu suita ei de șocuri, îi prinsese bine. Un adevărat test, draga mea, îi mărturisea ulterior Liei Georgescu, la care n-aș fi îndrăznit niciodată să mă supun. Pot să te asigur de un lucru. De atunci mă simt mult mai bine și sunt dispusă să privesc viața dintr-un punct de vedere optimist. În realitate, dacă aș fi fost atât de bolnavă pe cât susțineau medicii, nu aș fi supraviețuit atâtor încercări. M-am convins că inima mea e aștepta de fidelă și dacă se va întâmpla vreodată să mor, cu siguranță pricina va fi alta când se hotărâse cu moartea în suflet să-și arate palma ghicitoarei, închisese ochii de frică. Aprilia tocmai se aplecase sub masă după pieptănașul care i-a lunecase din păr. Trecuseră clipe lungi și Atena Dumitrescu nu înțelegea ce se petrece. Simțea doar degetele reci ca gheața ale celeilalte. În odaie s-a șternut o liniște atâțătoare, Își crăpă încet pleoapele și în lemnii. Aprilia privea cu ochii căscați de groază o mână de bărbat cu transparențe si de fi, strecurată prin fereastra deschisă. Stătea nemișcată, acoperind palma Atenei Dumitrescu. Avea impresia că străinul așteaptă cu mult interes prevestirile cărturăresei. Bătrânași smulse degetele cu un urlet, apoi nu mai știu nimic. Capitolul 67 Ilarie Ionescu, proprietarul butoiului de varză, se întoarse cu lădița de scule. Dibui capacul, îl potrivi, înjură becul ars de sub acoperiș și fixă cercul. Ghemuit printre verze, responsabilul noului supermagazin icnea la fiecare lovitură. Nu înțelegea deloc intențiile lui Damian. Damian sau unul din coechipieri. Îi trecut deodată prin minte că fusese sequestrat în scopuri machiavelice. Aveau nevoie de un ostatic cu o luciditate neașteptată care îi amplifica coșmarul, reflectă că nu există un singur ins în pe dispus să dea măcar 100 de lei pentru eliberarea lui. Iar prețul era, desigur, fantastic. De ce dracu fi căzut măgărața tocmai pe mine? Loviturile încetară. Responsabilul aștepta cu gura plină de varză, fără să sufle. De undeva însă, din străfunduri, răzbătea flăcăruie timidă, un sentiment de mândrie legitimă pe semne că el, responsabilul supermagazinului de pe Corso, era un peisaj, un personaj mai important decât își închipuise. Capitolul 68 o amuzant, nu nici 10 minute cu drojdioară. M-am înțeles cu Dobrescu să patrulăm separat. El, în partea de nord a orașului, de la fostul sanatoriu al profesorului Miclescu până la liceu, șeful de post își face runda în perimetrul sudic cu punct terminus, Motelul, eu supraveghez centrul. Veterinarul se ivește pe neașteptate, merge prin mijlocul străzii, titubează, cum spun franțuzii, are pălăria toată pe ceafă și, în general, după dezinvoltură și flueratul plin de avânt, se simte formidabil, nu s-ar schimba nici cumpăratul Japoniei. Mărturisesc cu toată sinceritatea, smintitul ăsta de drojdioară mă distrează. De ce n-ai bai simpatizăm pe cei mai păcătoși? Mă întreabă de ună zi același coleg, un om foarte cum se cade de altfel, care nu e de acord cu stilul meu de anchetă. Fac o paranteză. A, apreciez din suflet virtutea, principialitatea oamenii intransigenți. La rândul meu însă mă întreb, de ce? De ce oamenii ăștia încetează practica fi oameni? Devin intoleranți, fără umor, își fac parcă o plăcere din a fi dezagreabil, de a strica viața celorlalți. A, nu, Relațiile mele cu Dobrescu se înscriu pe cu totul alte coordonate. Sunt că îi învăță cel, nu i pedagogic să-mi manifest în chip necenzurat entuziasmul sau indulgența. Sunt obligată, nu are are ori să-mi camuflez zâmbetul. Cred că totul e în funcție de doză. Și încă ceva. N-ai decât să fii intransigent cu tine însuți, să te supui celor mai severe canoane morale, trebuie să te arăți însă considerabil mai îngăduitor față de păcatele celor din jur. Și mai ales să nu îi să râzi. Să nu mă întrebe nimeni dacă am întâlnit vreodată asemenea oameni formidabili. Mă întorc la drojdioară, dezaprobcat de goring modului de viață. E un bețivan afurisit, vorbe vorba Olimpiei dragu. o pildă negativă pentru obște, dar știu că nu i un ticălos. În ultima analiză îl privește ce face cu ficatul lui. Esențial mi se pare că n-ar fi capabil de cea mai mică răutate. Cu ce mă dezmiardă că X e abstinent? face gimnastică jumătate de ceas în fiecare dimineață, duce o viață rațională, se culcă imediat după telejurnal și își achită primul întreținerea la bloc, dacă știu că n-ar împrumuta. Împrumuta? Nu dărui. Zece lei unui vecin afla la Ananghie. L-ai dat de exemplu copiilor tăi? Amicul mă pândea, discutam despre un caz asemănător, de parte însă de performanțele veterinarului, încredințat că m-a vărât în încurcătură. Nu sunt o femeie din cale afară de sinceră, dar când mă simt strânsă cu ușa, prefer adevărul unei minciuni inabile. Nu. Ai văzut? Am recurs la o replică ieftină, numai ca să nu tac. Pentru că nu am copii. Amicul s-a strâmbat disprețuitor. Astea-s răspunsuri prefabricate. Hai să o lăsăm baltă. Suntem amândoi prea bătrâni ca să ne mai păcălim unul pe altul. De obicei, aluzile la vârstă mă crispează. E ciudat, nu? Eu. Minerva tutovan, celibatară convinsă care nu mi-am cumpărat în viața mea o cutie de pudră, habar n-am dacă se poartă tocuri cui sau o pingi, ruj albor indigo și mă uit în oglindă odată la un trimestru, nu-mi place să spun câți ani am. Nu trebuie să fii cititor în stele ca să ghicești de ce. După ce grecii, grecii cei vechi, bineînțeles, au tras obloanele și au stins firma acum 2000 de ani, bătrâneța a ajuns să fie considerată o maladie rușinoasă, E mai mult decât o mentalitate, o filozofie. Dovadă că nu mă înșel dinaintea celor care fredonează reflenele. Refrenele senectuții nu se mai folosește adjectivul bătrân, ci îndulcitul vârstnic. Spuneam că orice referință la vârstă mă indispun. Dacă mă prefac că nu le bag în seamă, alunecând nepăsătoare și rece, este ca să nu dau satisfacție. Nu uit însă niciodată să păstrez o săgeată în tolba mea, pe care o voi slobozi din arc la momentul potrivit. Câți ani ai? 37? 38? Întrebarea m-a muiat numai decât. Dacă amicul socotește o femeie de 37 de ani bătrână, îl privește. Faptul însă că mă crede cu aproape 5 ani mai tânără rămâne un compliment. Și i-am zâmbit așa cum îmi închipu eu când stă bine. Bizar, când îi surul la fel lui Dobrescu, ia la goană. Nu e lucidant. Băiatul a avut reacție originală de când îl cunosc. Nu mi se pare de pildă normal să nu guși savoarea plină de mieza unei integrale. Da, ăsta i Dobrescu. Da, vorba celui așa mic pe care am ajuns să-l citesc ca pe clasici, cândva o să-i simt lipsa. Surprind următoarea discuție între drojdioară și fane, un individ cum se cade care lucrează la cooperativa de încălțăminte. Când am trecut prin fața casei lui, a, acum o oră, am constatat că tocmai zugrăvea fațada. Mă trag la umbra unui castan și ascult cu amândouă urechile, Reproduc textual. Ce faci, domnule? Se interesează drojdioară. ne duce degetul la buze. St, păzesc fântână. Ai auzit tu de vreunul care vrea să o fure? Mai încet. Pe aici ați nas soia de-au speria lumea. Cum îi văd? Pac la Ochii veterinarului se dezvoltă și caută pârtie. Încă unul scăpa de la mărcuța. Aș, n-am fost pe acolo. Sunt cinci ani de când am rupt-o cu familia, nu-i mai vizitez. Ai toate șansele să ajungeți vecini, dacă nu cumva își apropie nasul de gura omului. Ea suflă! Pentru ce? Suflă, mă, neafanem, nea ta puca calea înțelepciunii. Care e aia? Las coștii. Duce drept în prisma lui Hristache. Ea zice troscăi și vodcă, șliboviță. Neam de neamul meu n-a pus picătură pe limbă, domn Caracaș. Și uite unde au ajuns. Ridică exasperat din umeri. Atunci ai cu fântâna omului Dumnezeu? Nu pot să vă explic că mă aude, șoptește Ștefane. E extraordinar, se miră veterinarul. Eu o beau și ăștia să-mi bată. Unde zici că s-au ascuns? La fund. E unul al dracului de tot. Îl miruies, dravă și după jumătate ce-ați vine înapoi. Eu cred că-i place. ce îi place creștine? Să-l pognesc în scăfârlie. Dacă vreți să vedeți, mai așteptați. În 10-15 minute apare. Aha, și de câte ori l-ai binecuvântat? De patru ori. De-aia zic că e al dracului și se rezamă de un stâlp. Vorbește singur, fără să țină seama de fane. Se întâmplă ceva cu mine. Nu pot să cred că toți sunt dilii și doar eu întreg. Întâi îl văd la verde și după clipa alb. Acum îl găsesc pe unul care face de santinelă la o fântână. Dar l-am văzut cu adevărat? Ăla al verde alb există? Nu am năluciri? Beau prea mult. Conchide și se îndepărtează fără să și-a rămas bun. Strict autentic. Veterinarul se freacă la ochi. Un bărbat alb complet, desăvârșit alb, parcă scăldat în var, se ivise pe neașteptate în mijlocul drumului. Inima lui drojdioară începu să bată. Viața era iar frumoasă. O mulțumire fără seamă ni scălda întreaga făptură. Își căută echilibru proptindu-se zdravă în pe picioare și se precipită spre individ. Strada moțăia pustie și drojdioară întoarse capul să vadă dacă nu exista vreun martor. Însă uită din nou la necunoscut zâmbetul lui încremenit. Își ciupi în brațul simțind că pământul îi fuge de sub picioare. În mai puțin de cinci secunde, individul alb devenise negru. Unde-i covertura? Care covertură? Numai gasa aia neagră de pluș. Am pus-o pe balcon și nu o mai văd. Probabil că a luat -o vântul. Cobor în stradă să o caut. Capitolul 69 Vecinii veterinarului pândeau ca de obicei în spatele perdelei. Drojdioară cunoștea interesul constant al bătrânilor pentru cele șapte cărări ale sale când se întorcea acasă. Un interes mișcător care trăda grija unor suflete generoase pentru soarta aproape lui. De aceea îi considera cu multă simpatie ca pe unii ce vegheau la fericirea lui. Le bătu politicos în geam, arborând un zâmbet care te putea face să crezi că vine Crăciunul. Fereastra se deschise cu precauție și două capete clasice de pensionari, vată în urechi, permanentă expresie de neîncredere și ceva foarte aproape de panică în privire atunci când sunt brusc interpelați, îl cercetară cu atenție. Bună seara!" spuse drojdioară articulând perfect cuvintele. Iertați-mă că v-am deranjat, dar trebuie să verific un lucru." Dacă trebuie, desigur!" vorbise bătrâna. Veterinarul arătă spre scufia de lână verde de pe capul soțului. Ce culoare are chestia asta? Poftim? E foarte important pentru mine să știu ce culoare are tichia dumnealui. Roșie. Fetrul ăsta verde e roșu? Roșu? Repetă femeia. Nu vă simțiți bine, domnule Caracas? Ba da, mulțumesc. Bună seara. Plecă perplex. E limpede. Văd culorile pe dos. Drojdioară n-avea să afle niciodată că bătrâna era daltonistă.